După mai multe proceduri de reanimare și detoxifiere, băiatul și cele 7 fete cu vârsta cuprinsă între 11 și 16 ani au fost transferați în secția de pediatrie. Potrivit directorului Spitalului Raional Sângerei, Vasile Malcoci, la internare copiii au acuzat dureri de cap cu senzație de paralizie, dureri și uscăciune în gură. În prezent, toți sunt în afara pericolului, iar în câteva zile vor fi externați. Între timp, poliția din Sângerei investigează cazul. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului de Poliție Sângerei, Lilia Harea, inspectorii au mers la liceul teoretic din Rădoaia, unde se poartă discuții cu elevii, profesorii și alți martori ai incidentului. Deși nu a fost stabilit vinovatul, au fost identificați câțiva suspecți. Totuși, una dintre principalele ipoteze ale incidentului este o glumă proastă a elevilor, mai ales că în acea zi erau planificate câteva testări. Nici directorul instituției, Vitalie Petrov, nu ne-a oferit prea multe detalii pentru a nu prejudicia ancheta. Totuși, potrivit martorilor, mirosul a început să fie simțit în clasele de la etajul 4 la câteva minute de la începerea lecției și venea din hol. După ce mai mulți copii au acuzat deficiențe în respirație, școala a fost evacuată. Cu toate acestea, 8 copii au ajuns în stare gravă la spital după ce au inhalat gazul paralizant. După ce au fost aerisite clasele, elevii s-au întors la ore. Specialiștii Centrului Raional de Sănătate Publică nu au reușit să preleveze probe de gaz din cauză că nu au instrumentele necesare. Între timp, specialiștii de la 904 au stabilit că nu a fost vorba despre o scurgere de gaze naturale.